Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic și în această dimineață suntem live pe pagina de Facebook Radio Europa FM, așa că ne puteți și vedea. Adriana din Cluj e cu noi. Bună dimineața, Adriana. Bună, Adriana. Salut. Salut, bună dimineața. Ce faci? Bine. Ești pe Facebook, te uiți la noi? Nu, ascultam hai la radio. Hai, uită-te și tu pe Facebook la noi, te rog frumos. Dacă te uiți la noi pe Facebook și participi la concurs, să tai sonorul, ca să nu te inducă în eroare, că e sigur o diferență între... Nu se uită. Ok. Dar poate se uită. Încearcă un coleg să mă ajute, să vedem dacă putem intra. Hai, cum îl cheamă pe coleg? Marius. Marius, hai, deschide Facebook-ul. Mariuse, când intri să nu dai sonor la Facebook, o încurci pe Adriana. Da, și e cu delay acolo oricum, deci. Adriana, înțelegem că ești la serviciu? Da. Tu cu Marius sau mai sunt și alți colegi? Suntem trei în birou. Ce faceți voi acolo? Statistică, statisticieni, am dat în statisticieni. Bravo! Bravo! Statisticienii sunt buni. Ce probabilitate aveți să câștigați astăzi concursul? Corect. Pentru astăzi nu putem să spunem, dar dacă ne-ați fi sunat ieri, luam pe banii. De ce? A, că ați ascultat întrebările de ieri și erau accesibile. Da. Verona. Da. Da. Deci am știut răspunsul înainte să terminați întrebarea. Mm, ai fost la Verona? Nu am fost acolo, am fost să în alte locuri din Italia. E foarte frumos la Verona, la balconul ăla. Practic e toată Italia acolo. Când vrei să te fotografiezi și tu sau să faci, toată lumea vrea același lucru. Da, mă rog. Vă stăuși când plouă și e mai liber. Adriana, astăzi începem de la 300 de euro. E ceva mai dificil concursul decât ieri. Ieri a fost și de Valentine's Day și na. Dar nu e cel mai greu, să știi. Ok, sperăm. Așa că îți urăm mult succes. Putem începe a termina, Marius, cu Facebook-ul, cu ce făceam. Da, acum. Vă și vedem. Ne și vedeți. Toată lumea concentrată? Asta este, gata, facem și de mână. Ne vedeți pe Facebook, dacă ne vede și Adriana, o puteți face și voi. Îi dăm bătaie, plecăm de la... 300 de euro. 300 de euro. Adriana și colegii statisticieni. 300 de euro pentru o întrebare simplă. Câte kilograme are un quintal? 50. Și ai auzit să ăștia doi? Nu. N-ai văzut pe Facebook că ți-am făcut semn? Da. Da. Hai zi, Luca. Hai, povestește, Luca. Povestește. Ei au insistat că e foarte grea întrebarea asta. N-am zis că e foarte grea, am zis că e dificilă pentru prima întrebare. Că e dificilă pentru prima întrebare. Nu se folosește quintalul, nu... Luca, nu mă lasă că voi nu vă pricepeți. Uite, cu Verona, cu nu știu ce. Sunt sute de oameni în live pe Facebook acum, ne ascultă sute de mii și la radio. Explică tu, Luca, cum stă. Eu am și ajutat-o, că am făcut semn către George. În ce sens ai ajutat? Cam suta, în sensul ăsta, cam. Am pus întrebare, de-aia m-am și asigurat să fie pe Facebook și am făcut de două ori. Da, deci așa arată un quintal. Firați să fie, da. 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 Adriana, ne pare tare. Da, simt că nu e. Dar eu mă așteptam, voi fiind statisticieni, am zis, mamă, păi da, oamenii sunt cu cifre, știu toate unitățile de măsură. Da, mă, sunt cu quintalele în fiecare zi. Quintale de grâu. N-am vrut să pun presiune pe tine, dar să știi că dacă treceai de întrebarea asta, care e deosebit de dificilă, după părerea mea, ai fi mers până la capăt și luai toți banii. S-a scurs mâine, Adriana, și verifici teza asta, dar... Asta e. O să vedem. Îți mulțumim. Pe nas cu întrebările, că sunt... Nu le pricep. Lasă mă, că așa a zis și de frumoasa și bestia, că e infernală. Păi ai singura pe care te bazezi. Singura pe care... Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.